Deci vreau să demonstrez că ideea asta, că eu n-am niciun crez, eu cred doar Scriptura, este o falsitate și este o minciună de fapt. O minciună bazată la unii fie pe ignoranță, fie pe rea voință. Dar în cele mai multe cazuri e ignoranță. Oamenii nu știu ce spun. Că eu am zis, crezul meu e Biblia. Ce ești? Eu nu sunt nici pentecostal, nici baptist. Eu sunt baptist pentecostal după Evanghelie de ziua a șaptea. Povești de-asta nemuritoare, da? Vor ei să spună, domnule, el crede tot ce spune Biblia. Asta e o enormitate care trebuie demontată. Și vă demonstrez lucrul ăsta în felul următor. Dacă cineva, cel mai simplu mod în care cineva care spune lucrul ăsta poate fi ajutat să înțeleagă că e o minciună ce spune, este să îi pui câteva întrebări de genul următor. Da? Îi întreb simplu. Crezi în depravarea totală? Și oamenii care au auzit puțin ce înseamnă doctrina asta vor spune nu, nu cred. Eu cred în libera voință. Arată-mi unde spune Biblia expresia libera voință. A, păi nu spune, dar sunt anumite versete. Băi, tată, ai spus că crezi ce crede doar Biblia. Unde scrie în Biblie liber arbitru sau liberă voință? Ăsta e un concept luat din filozofie, tată. Eu cred Biblia, nu tu. Da, eu îi spun, omul e rob păcatul, eu am versete biblice pentru asta, sau am expresii biblice, da? Deci e clar că nici el, nici eu nu funcționăm, nici Biblia nu folosește expresia totală la depravare. Da, folosește mort în păcat și așa mai departe, da? A doua întrebare, crezi în harul irezistibil? Omul răspunde din nou negativ, nu cred. Eu cred că omul trebuie să accepte harul lui Dumnezeu. Dăm un singur text din Biblie unde spune omul trebuie să accepte harul lui Dumnezeu. Dăm un text din Biblie unde spune că omul trebuie să accepte. A, păi scrie să primească, unde spune că trebuie să primească harul lui Dumnezeu. Păi sunt niște versete care induc ideea asta. Da, dar nu scrie așa. Deci folosește expresii și ai o convingere pe care o explici care nu e conform cu Biblia. Din nou, nici cu expresia harului irezistibil nu este în Biblie. Și el și eu folosim expresii care nu sunt în Biblie. Folosim doar Biblia. Sau, crezi în pierderea mântuirii? El va spune, da, cred în pierderea mântuirii. Dă-mi expresia în Biblie pierderea mântuirii. Apoi, uite, sunt niște pasaje narrative care arată pe anumiți oameni care au căzut de la credință. Nu am întrebat dacă au căzut de la credință, dacă își pierd mântuirea. Unde scrie în Biblie pierderea mântuirii? Răspuns, nu scrie. Nu scrie. Deci el folosește expresii după expresii pentru cele mai importante învățături din Biblie care nu se găsesc în Sfânta Scriptură, da? Care nu se găsesc în Sfânta Scriptură. Mai întreb ceva. Crezi în ispășirea universală? Îi spune, da, cred. Unde scrie în Biblie ispășirea universală? Păi spune că Iisus a murit pentru toți oamenii. Ok, și eu cred că Iisus a murit pentru toți oameni. Dar ce înțelegi că Iisus a murit pentru toți oameni? Păi toți înseamnă toți. Băi, ce înseamnă toți? Înseamnă toți. Eu nu înțeleg ce înseamnă toți, înseamnă toți. Și el mi-explică, toți înseamnă toți, înseamnă că Iisus a murit pentru fiecare om din toate timpurile. Unde scrie Biblia că Iisus a murit pentru fiecare om din toate timpurile? Păi nu, dar ți-am explicat expresia. Dar nu scrie în Biblie explicația asta pe care mi-ai dat-o tu. Deci folosi niște expresii și niște explicații care nu sunt în Biblie. De asemenea și eu explic expresia respectivă cu explicații și expresii și cuvinte care nu sunt în Biblie. Da? Sau întreb în final, crezi în alegerea necondiționată? Apropo, expresia nu se găsește în Biblie. Omul va spune, nu, eu cred că Dumnezeu alege pe baza preștiinței credinței omului. Dăm un singur text din Biblie unde scrie. Păi scrie că Dumnezeu ne-a ales, sau ne-a hotărât mai dinainte, pe aceea pe care i-a cunoscut. Dar nu zice că a cunoscut pe baza credinței lor. Sau că a cunoscut credința lor. Păi spune, asta e foarte clar, îți dai seama din anumite, dar nu scrie așa! Nu scrie așa! Vezi așadar la cele mai simple, ideea e simplă, dragi prieteni, ideea e foarte simplă. Noi nu credem, ascultați-mă ce spun bine, noi nu credem doar ce spune Biblia. Noi credem doar ce înțelegem noi din ce spune Biblia. Faceți distinția? Noi nu credem doar, eu cred doar ce spune Biblia. Asta crezi tu că crezi doar ce spune Biblia. Tu crezi doar ce înțelegi din Biblie. N-ai cum să înțelegi ceva, n-ai cum să crezi ceva ce n-ai înțeles din Biblie. Tu crezi doar cât ai înțeles tu. Dacă ai înțeles greșit, tu asta crezi. Dacă ai înțeles corect, tu asta crezi. Tu crezi ce ai înțeles din Sfânta Scriptură.